Ștefan Manole duce o viață fericită alături de soția și băiețelul său. Ai fost cu minte ascultat pe mami? Da. Da? Dar tatăl devotat mai are încă o familie. Ești obosit? Nu. Da, nu știu. Când adevărul începe să iasă la iveală, Ștefan riscă să piardă tot. Hei, ce s-a întâmplat? Am găsit chitanțe din București în zilele în care ar fi trebuit să fie plecat în delegație. De ce taci? N-ai nicio minciună pregătită? Mă numesc Alina Manole. Sunteți rudă cu Ștefan? Sunt soția lui. Zi, Ștefan, ai pe altcineva? Ștefan, ce se întâmplă? Domnișoara zice că e soția ta când te-ai insulat. Nu pot să mai am încredere în tine vreodată. Divorțăm. Alina, te rog. Vreau să te mai văd. Te rog frumos, pentru Daria. Nu mai există Daria pentru tine, n-a existat niciodată. Pleacă! Un bărbat prins între două familii. Ce hotărâre va lua? Ștefan Manole, un agent de vânzări la o firmă de import-export, duce o viață dublă. Am ajuns! Matei, iubito! Hei, ce faci, tati? Ia uite! Te faci doar de mine? Da. Unde-i mami? Mami! Este căsătorit cu Alina, cu care are un băiețel. Dar în același timp, Ștefan mai are o familie. Familistul convins are o relație și cu Gabriela, mama fiicei sale, Daria. Frumoasă, tati! Niciuna dintre femei nu știe de existența celeilalte. Ce ți-a făcut rițele astea așa de frumoase? Mami ți le-a făcut și tu acum ești o prințesă? Da, este bu... În urmă cu 10 ani am cunoscut-o pe Gabriela și după aia la 2 ani am cunoscut-o pe Alina. De Alina m-am îndrăgostit nebunește. Și am vrut să o rup cu Gabriela atunci, dar n-am putut, fiindcă atunci a rămas Gabriela însărcinată cu Daria. S-a născut Daria și am rămas împreună. Am rămas împreună cu amândouă. Deși secretul lui Ștefan nu a ieșit la iveală timp de 7 ani, curând soția lui Alina va avea motiv să intre la bănuieli. Tati, laptele pe care mi-l dai tu e cel mai bun. Îți place, da? Asta pentru că pun în el praf magic. Și asta mă face mai puternic? Da, te face cel mai puternic. Dar ca să fii puternic, trebuie să-l bei pe tot. Atunci tu de ce nu bei lapte? Păi eu am băut când eram mic și am băut atât de mult lapte și am devenit așa de puternic, acum nu pot să fiu mai puternic. Aha, asta înseamnă că o să fiu și mai puternic decât Da, tine. Da, o să fii mai puternic și mai șmecher dacă nu-ți bei laptele, că văd că vorbești mai mult decât să bei, trebuie să bei mult lapte ca să fii puternic, să crești mare, da? Haide, te rog, bea și mănâncă și croissant. Uite, mănânc și eu. Îmi pare rău că n-am mai mult timp să mă joc cu Matei. Crești așa de repede și e deștept foc. Tot timpul încearcă să mă păcălească să stau mai mult pe acasă și, sincer, de multe ori asta îmi doresc și eu. Alina și-a dorit din totdeauna o familie mai mare și are vești importante pentru soțul ei. Matei? Da? Ai terminat de mâncat? Da. Hai, du-te sus atunci și fă-ți temele. Dar mai vreau să stau. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog frumos, te chem eu după. Hai, du-te și fă-ți temele. Mate, pa. Oh, ce puter. Pa, tati. Pa. N-am niciun chef să plec azi. Atunci nu pleca? Nu trebuie să plec. De ce nu le spui să-ți găsească ceva la București? Dar le-am zis de 1000 de ori, dar degeaba. Așa e firma noastră, noi racunăm clienții noi din provincie. Păcat. Pentru că în curând o să ai un motiv în plus să-ți dorești mai mult să stai pe acasă. De ce n-am deja? Ștefan? Sunt însărcinată. Reacția lui Ștefan nu e tocmai cea așteptată de Alina. Credeam că e pastile. Dar bineînțeles că iau, dar nu sunt sigură 100%. Trebuia să fim mai atenți. Cine? Ce facem acum? Cum ce facem? Mergem la doctor și ne rugăm să iasă sănătos. Nu e cel mai bun moment. Poftim? Credeam că să te bucuri. Ok, poate că nu e momentul potrivit, dar știi foarte bine că mi-am dorit încă un copil, Ștefan. Nu e vorba de asta. Nu e un moment bun, adică
Financiar, nu stăm deloc Ștefan, bine financiar, dacă, să nu te cheltui el. Dacă primești promovarea aia, ne descurcăm. Nu mai zice de promovare, că nu e chiar așa asta cu promovare. Mie îmi trebuie timp ca să am... Crede-mă, nu e moment bun! Nu trebuia să reacționez așa. Nu știu cum o să mă descurc cu încă un copil pe cap, dar sigur nu trebuia să-i răspund așa Alinei. Sunt sigură că o să-l promoveze pe Ștefan. O să ia un salariu dublu, nu o să mai trebuiască să plece de acasă și în sfârșit vom fi și noi o familie normală. În loc să se ducă la serviciu, Ștefan se duce la cealaltă familie a lui. De-a lungul timpului s-a obișnuit să fie foarte atent la detalii. Nu știu ce să fac. Aș vrea să pot să le spun adevărul, să nu mai trebuiască să mint, dar mi-e teamă că dacă fac asta, o să-i pierd definitiv. Ștefan își iubește ambii copii la fel de mult, fapt care l-a împiedicat până acum să clarifice situația. Daria, iubita! Ce dor ne-a fost de tine! Ce faci, scumpa mea? Unde mergem? Unde mergem? Ia să vedem! Mami, mami! Bună, mami! Să nu mai țipi așa, da? Să nu țipi, că tu ești o prințesă. Prințesele vorbesc frumos, încet, maniera. Ce? Vai, ce bine că ai venit, tati! Mami nu mă lasă deloc să merg în parc să mă joc. De ce nu te lasă, mami, în parc? Cică, ca să nu obosesc, dar am rămas deloc obosită. Hai, vii cu mine. În parc, da? Bună. Păi uite cum facem, mă schimb, mă îmbrac în altceva, mă spăl pe mâini și mâncăm, mergem în parc după aia, da? După masă nu o să mai fie prietenele mele în parc. Nu? Dariuța, ce-am vorbit noi de mers în parc? Dar tati mă lasă! Mai vedem! Ești obosit? Nu, da, nu știu. Hai să-ți termin lecțiile și mai stai după aia cu tati, bine? De ce? Că am ceva de vorbit cu el. Dar eu vreau să stau aici cu el. Hai, Dariuța, hai, hai la lecții, hai, hai, hai. Să-mi fi, te rog, mâna să stau și un pic cu ea, că mâine plec înapoi. Iar pleci? Da, iar plec. Ia uzi, hai, hai să termină lecțiile și lecții? După aia. Nu, eu sunt primul la lecții, ca întotdeauna. Hai, să mă uite, tati stă cu tine la lecții. Ștefan e un tată minunat, doar că nu e niciodată aici. Daria îl iubește foarte mult, e nebunită după el. De când s-a făcut mai mare, se pregătește din timp pentru venirea lui, se gătește, vrea cu orice preț să-l impresioneze. Ștefan încearcă să o evite pe Gabriela, dar femeia nu-l lasă să scape așa ușor. Vii târziu de seară? Nu. De ce? Așa, ziceam să gătești ceva bun. Ar fi super, abia aștept, abia aștept. Am fost astea eu analizele Darii. Ce? Și sunt proaste. Trebuie să operăm. N-am stabilit încă nimic, am zis să mergem într-o zi în care poți să vii și tu. Da, dar părea că e bine. Hai mă, Ștefane, cum părea că e bine? Nu ia în greutate, face crize, leșină când ți-e lumea mai dragă. Asta ți se pare ție bine. Trebuie să operăm, am amânat destul. Când Daria avea 3 ani, am aflat că are ceva probleme la inimă. Doctorul ne-a spus atunci să nu ne facem griji, că n-ar fi ceva grav. Dar acum problemele s-au agravat foarte mult. Cât o să ne coste toată chestia asta? Nu știu, de-aia am zis să mergem împreună. Tu cu serviciul mi-ai făcut ceva? Când cu toate astea pe cap? Știi care e ideea? Că la noi la firmă acum e problemă mare cu banii și nu o să mai primim niciun fel de bonusuri și... Ștefan, trebuie să operăm. Doctorul a zis că dacă mai face o criză, poate să moară. N-am vrut să-l iau pe Ștefan așa de tare, dar lucrurile nu se rezolvă de la sine. Dar ea trebuie să facă operația și trebuie să o facă cât mai repede. Ștefan ajunge la birou și încearcă să găsească o soluție pentru problemele neașteptate care au apărut. Singurul care îi știe secretul e Cătălin, prietenul și colegul lui. Ce ți-au zis să ia de la bancă? Mi-au zis că nu mai am nicio șansă să mai fac încă un credit. Și că dacă nu-mi plătesc nici următoarea rată, s-ar putea să pierd casa definitiv. Băi, ești nebun? Da, mă, habar n-am cum o să ies din asta, ce o să fac, nu știu. Fii atent, pentru operația Dariei poți să ceri ajutor de la firmă. Au mai făcut-o și alții, ți-am mai zis. Ce să fac mai asta? Dacă toată lumea din firmă știe că eu sunt însurat cu Alina, cum o să-i zic acum de Daria? Păi zici că e fata ta și gata, ce treabă e, ce faci tu cu viața ta? Și așa pe fata o cheamă ca pe tine. Habar n-am cum o să ies din toată prostia asta. De ani de zile tot zi lui Ștefan să termină cu prostiile și să o aleagă pe una dintre ele. Sincer, mă și mir cum a rezistat atâta. Eu pe Alina o iubesc. Gabriela așa țin la ea pentru că mi-a dăruit-o pe Daria. Păi atunci de ce nu-i spui? Ce să-i spun, mă, că în urmă cu 8 ani de zile m-am însurat cu alta în secret? Păi mai devreme să mai târziu una dintre ele o să miroase ceva și atunci o să le pierzi pe amândouă, asta e clar. Alina, Alina, te rog eu mult, răspunde tu, e Alina și zic că nu sunt, că am o treabă, că o sun eu mai târziu, că nu pot vorbi.
nu reușește să dea de Ștefan, așa că începe să intre în panică. Ea îi cere sfatul Marinei, prietena ei cea mai bună și nașa lui Matei. Îți dai seama? Când i-am spus că o să mai avem un copil, mai avea un pic și-o lua la fugă. Ei, exagerezi. Nu exagerez deloc. S-o fi sperea și el ce vrei. Așa tare s-a speriat că de azi nici măcar de dimineață nu mi-a răspuns la telefon. De vreo 20 de ori l-am sunat. Ei, e ocupat, măi. N-ai spus că pleacă în delegație. Zicea că trece pe la birou întâi. Păi foarte bine, te duci atunci la birou și vorbești acolo cu el, nu? Ai treabă acum? Nu, de ce? Pe Matei de la școală lui. Deci te duci? Da. Nu stau mult. Mă duc să vorbesc cu el, pentru că așa fac oamenii normali. Vorbesc, nu fug de acasă. Alina ajunge la birou la Ștefan și află ceva foarte interesant. De ce nu mi-ai spus că te-au promovat? Ștefan, azi dimineața am vorbit despre asta și mi-ai spus că e greu, că e criză, că nu se poate, că poate... Pentru că nu m-au promovat în adevăratul sens al cuvântului, de-aia. Dar în ce sens? În sensul în care salariul e același, doar că pe hârtie mi-au dat o altă funcție acolo. Și toate călătoriile și delegațiile, e normal ca un șef să se plimbe atâta? Tu nu înțelegi că nu sunt șef? E doar de formă, e o chestie de formă. Am sunat de 1000 de ori, de ce nu mi-ai răspuns? Pentru că nu-mi văd capul de griji de dimineață. Uite ce e la mine pe birou, am o grămadă de treburi de făcut, n-am timp să te sun. Nu înțeleg de ce are secrete față de mine, doar sunt soția lui. Nici nu mai știu dacă vreau acest copil. Uite, ce te rog, hai să nu facem o scenă aici, da? Diseară când ajung la hotel, te sun de acolo. În 3 ore trebuie să fiu la Brașov și cum ajung, te sun. Hai, te rog eu mult. Ca șef ai fi putut să aranjezi să nu mai pleci. Ce tot dai pe asta cu șeful? Nu înțelegi, nu sunt șef, e aceeași funcție. E adevărat, trebuia să-ți fi recunoscut când m-au promovat, dar... Și dimineața când mi-ai spus că ești însărcinată, trebuia să mă fi bucurat. Îmi pare rău, nu s-a întâmplat. Crede-mă, chiar îmi pare rău. Am înlemnit când am văzut-o pe Alina la mine în birou. N-a mai venit niciodată până acum, nu știu ce a apucat-o. După vizita la biroul lui Ștefan, Alina se întoarce acasă și mai tulburată decât atunci când a plecat. Matei? L-am trimis la culcare, era foarte obosit. Ai rezolvat ceva? Nu. Am fost la Ștefan. Și? Nu înțeleg de ce nu mi-a spus. Neliniștită, Alina îi povestește prietenei sale tot ce s-a întâmplat. Crezi că are pe altcineva? Ștefan? Nu. De obicei, un bărbat când minte în halul ăsta, înseamnă că e vorba despre altă femeie. Nu. Mi-aș fi dat seama. Știi tu tot ce face când nu e cu tine? Nu. Ștefan mă minte, apoi Marina îmi bagă toate prostiile astea în cap. Cred că ar trebui să verific niște lucruri. Ștefan a ajuns în sfârșit, nu la Brașov, ci la cealaltă casă, unde Daria are chef de joacă. O să fac luna roz, așa mi se pare că este cel mai bine. Da? E perfect luna roz. Și de ce? Pentru că marii pictorii așa creează. Fac ce culori vor ei, pun luna roz, poți să faci norii portocalii sau... Da, o să fac munții mova atunci. Și atunci fac eu roțile la mașina mea, le fac verzi. Da. Cine a mai văzut roți verzi la mașină, nu? Mărița, hai la somn. E târziu. Dar nu-mi e somn. Păi știu că acum nu ți-e somn, dar mâine dimineața cine o să tragă de tine? Te rog, eu mai las un pic să stea. Acum sunt și eu acasă, pot să stau și eu chiar las-o. Ștefan, o să fie moarte de somn mâine dimineață. Încă jumătate de oră, te rog. Da, mami, te rugăm, mami, te rugăm, noi te rugăm, bine, mami. Bine, jumătate de oră, da, atâta, da? Daria e o fetiță foarte bună, e caldă, e deșteaptă, generoasă. Gabriela a crescut-o chiar foarte bine. Numai că i-a fost și greu sărăcuța. Mereu pe la doctor, mereu ai grijă să nu te îmbolnăvești, ai grijă să nu obosești. Nu e ușor să ai o copilărie chinuită. Probabil de asta am și rămas cu Gabriela, pentru asta mică. N-au dormit? Da. Ai văzut ce frumos desenează? Sigur se face pictoriță. Să se facă ce vrea ea, numai să se facă bine întâi. Trebuie să o operăm cât mai repede. Da, știu. O să vorbesc eu cu doctorul. O să-l întreb și cam cât o să coste toată chestia asta cu operație. Ștefan, important e să se facă bine, nu cât costă. Da, mă, știu ce vrei să zici. Nimic. Adică crezi că nu-mi dau seama că sănătatea Darii e mai importantă decât banii? Sau... N-am zis asta. Ba, fix asta ai zis. Iartă-mă, n-am vrut să... Pare...
Voiam să-i zic că totul s-a terminat între noi și că nu mai putem continua așa, dar a apărut chestia asta cu Daria și nu m-a lăsat inima să-i zic. Convinsă că soțul ei e la Brașov, Alina îi caută prin lucruri, hotărâtă să-i demonstreze Marinei că Ștefan nu are nicio aventură. Timp, Alina descoperă că promovarea nu e singurul lucru despre care Ștefan a mințit. Nu vine să cred. Am găsit chitanțe emise la benzinării din București în zilele în care ar fi trebuit să fie plecat în delegație. Plăți cu cardul de credit de care nu știu nimic. Dar cel mai rău este că de un an de zile iau un salariu de două ori mai mare decât mi-a spus. Chiar nu înțeleg de ce mă minte. A doua zi dimineață, Ștefan e hotărât să lămurească lucrurile cu Gabriela, imediat ce Daria pleacă la școală. Hai, Ruța, hai, că atât albun pe tati! Haide, că ne grăbim, te așteaptă Andreea jos, hai! Cine e Andreea? O colegă de ei. Da? Învățătoarea mi-a zis că mergem în excursie azi. Excursie? Tu știi când eram eu la școală, excursiile erau materia mea preferată? Hai, mă, tati! Haide, excursiile nu sunt o materie! Cum să nu? Ba da, sunt cea mai tare materie și pe locul 2 sunt pauzele. Ha. Gata? Hai, mai pupă-l o dată pe tati și hai să mergem. Te iubesc. Pa, pa. Asta. Să ai grijă de tine, da? Pa. Pa. N-am închis un ochi toată noaptea. M-am tot gândit cum să fac, cum să-i zic Gabrielei. Am vrut să aștept până pleacă asta mică. Azi a apucat și pe ăștia a mers în excursie. Lasă mai să meargă, că îi prinde bine, că e aer curat, că se mișcă și ei. Îi prinde bine pe naiba. Doctorul a zis să nu facă niciun fel de efort. Ha. Apropo, vezi că am făcut programare să mergem azi la 12 la el. Azi la 12? Uh-huh. Păi n-am cum. Nu poți să mergi tu singură? Nu mi-ai zis că mergi și tu? Păi ce să fac? Să nu mă mai duc la serviciu? N-am cum. Dar nu poți să te învoiești două ore pentru copilul tău? Pentru copilul meu? Dar pentru cine muncesc atâta? Nu pentru copilul meu? Bine, iartă-mă că te deranjăm. Nu știu cum mă deranjați? Da, bine, las-o baltă. Hai că mă duc singură. Pe măsură ce trece timpul, mi se pare că Ștefan se îndepărtează din ce în ce mai tare de mine. Cred că dacă n-ar fi fost Daria la mijloc, ar fi plecat de mult. De-aia nici nu l-am presat niciodată să ne căsătorim. Nemulțumit că a ratat iarăși ocazia de a lămuri lucrurile cu Gabriela, Ștefan îi cere sfatul lui Cătălin. De fiecare dată când încerc să-i spun, începe să-mi povestească de Daria, de doctori, mă moi tot și nu mai apuc să-i spun nimic, nu pot. Păi tocmai asta e faza, că nu înțelegi că nu o să fie niciodată momentul perfect, trebuie pur și simplu să strângi din dinți și să-i spui. Aseară, colac peste pupăză, a apucat-o și pe Alina pandaliile. Deci a sunat-o, era toată plină de draci și azi nici mi-a răspuns la telefon, nu știu ce să fac. Păi ce să-ți fac, știi că o să ajungă și la ziua asta. Între două nu te plouă, dar să zic că te cam trăznește. Păi ce vorbe mare. Mare noroc am cu Cătălin, că stă și mi-ascultă toate prostiile. Dar are dreptate omul. Chiar dacă doare, trebuie să-i spun adevărul Gabrielei. Am lungit-o prea mult. Puțin mai târziu, Ștefan primește un mesaj la care nu se aștepta. Fii atent, citește asta. De la cine e? E Marina, e prietena Alinei. Mi-a trimis asta ca să mă avertizeze. Cred că Alina nici nu știe că mi-a scris. Păi ce mai este? Du-te acasă și oprește-o. Hai, du-te! Nu pot să plec. Ea știe că-s la Brașov. Păi asta mai contează acum? Ce fac cu șef? Las că te acupă eu. Zici tu, da? Mersi mult, mersi mult. Mă părăsești pentru că nu m-am bucurat când mi-ai spus că ești însărcinată? Sau ce s-a întâmplat? Hei, ce s-a întâmplat? Te zvâdă cu Ștefan? Sunt soția lui. Să-ți strângi lucrurile să pleci de acasă. Am vrut să spun, dar n-am găsit momentul potrivit. De 7 ani nu l-ai găsit? Sunt trist. De ce ești trist? Pentru că a venit tati și a plecat. Te rog, lasă-mă să-ți explic. Ce să-mi explici? Că de 7 ani ai două familii, că ți-ai putut joc de mine, de copilul nostru? Hei, ce faci, tati? Ia uite! Oh, te văzut de mine? Ștefan este agent de vânzări și călătorește foarte mult. Așa reușește să ducă o viață dublă și să aibă două familii. Ce fac? De un an de zile iau un salariu de două ori mai mare decât mi-a spus. Chiar nu înțeleg de ce mă minte. Dar nu poți să te învoiești două ore pentru copilul tău? Pentru cine muncesc atâta? Nu pentru copilul meu? Bine, iartă-mă că te deranjăm. Păi ce să-ți fac? Știi că o să ajungă și la ziua asta. Între două nu te plouă, dar să știi că te cam trăznește. Ștefan
Ștefan ajunge acasă în câteva minute și descoperă că, într-adevăr, Alina se pregătește să-l părăsească. Nu erai la Brașov? Am venit mai devreme. Și unde ți-e bagajul? L-am lăsat la birou, dar ce se întâmplă? Mă părăsești pentru că nu m-am bucurat când mi-ai spus că ești însărcinată? Sau ce se întâmplă? Nu. Păi, dar tu ce faci? Îl iau pe Matei și o să stăm câteva zile la Marina. Dar de ce faci asta? Explică-mi și mie ca să înțeleg. De ce te comporți așa? Pentru că insiști, îți spun, dar înainte de toate poți să-mi spui tu ce-i cu astea. Ce-s astea? Ia. Zi. De ce taci? N-ai nicio minciună pregătită? Și cu promovarea, și cu banii, și cu plimbatul prin București, când ar fi trebuit să fim delegații. Bravo, Ștefan! Zi, de ce taci? N-am știut ce să-i spun în momentul ăla. M-am blocat total. Ai pe altcineva? Zi, Ștefan, ai pe altcineva? Clar, da. Am înțeles. Dar știi ceva? Nu o să plecăm noi, ci o să pleci tu. Ai o oră să-ți faci bagajele. Ar fi putut să nege, să se apere, nu știu, să spună ce s-a întâmplat, dar n-a zis nimic. Nimic! Ștefan nu reușește să se înțeleagă cu Alina, așa că pleacă de acasă învins și cu moralul la pământ. Veștile proaste nu se termină însă aici. Mama e de viață. Nu acum! Nu acum! Am primit mesaj de la Gabriela că Daria a leșinat în excursie și au dus-o la spital. Câteva minute mai târziu, Ștefan ajunge la spitalul unde se află fiica lui și o găsește pe Gabriela în stare de șoc. Hei! Hei! Ce s-a întâmplat? Ce, ești bine? Nu știu. Hai sus, sus, sus. Nu știu, m-a sunat învățătoarea și mi-a zis că se jucă cu ceilalți copii și după aia a leșinat și nu s-a mai putut trezi. Ce? Și au adus-o cu ambulanța aici și... L-au anunțat pe doctorii? Da, da, e pe drum, da. Trebuie să bea niște apă, o să-ți facă bine. Au dus-o nouă într-o, au zis să aștept aici. Așteptăm, stai puțin, bea niște apă, că o să-ți facă bine. Liniștește-te că o să fie totul bine, da? Îți promit. Ștefan. O să fie totul bine, îți promit. Ștefan, mi-e frică. La ce salon e? Aici. Să vedem. Și i-am zis de atâtea ori să nu alerge și să nu se agite. Dar nu mă ascultă niciodată. Îi place să se joace, e copil. Normal. Nu mă ascultă niciodată. În altă parte a orașului, Alina se confruntă cu altă dramă. După ce l-a dat afară pe Ștefan din casă, acum trebuie să explice asta fiului lor de 6 ani. Ce s-a întâmplat? Alina, știi care a fost prima întrebare pe care mi-a pus-o Matei când a ajuns acasă? Când vine tati. E copil, mă, normal să vrea la taică-su. Și cum îi spun eu acum că tati nu mai vine? Nu îi spui nimic. Hai, măi, Alina, termină cu prostiile astea. Oamenii normali, serioși la cap, nu se despart așa de la o bănuială. Știi ce facem? Iei telefonul, suni, îi spui că vrei să te vezi acum cu el, îl întrebi și gata. Nu știu ce să zic. Eu să-l sun? Ar fi trebuit să încingă telefonul până acum. Unde e? A plecat cu coada între picioare și de atunci n-a mai dat niciun semn. Câteva ore mai târziu, Ștefan se întoarce la birou, vizibil depășit de tot ce se întâmplă. Pe unde umbli? Te caută toată lumea. Ia zi-mi, ce ai făcut cu Alina? Daria e la spital. Ce? La spital. Ce s-a întâmplat? Inima, în excursie, a obosit pe acolo, e la spital. Doctorul zice că trebuie operată imediat. Păi și cu banii cum faci? Nu știu. Băi, du-te la aștia, mă, și cere-le bani. Îți pun un curs să te ajute. Până la urmă le ceri împrumut, doar nu le ceri de pomană. Zici tu? Păi, normal. Firma este foarte ok când vine vorba de problemele de sănătate ale angajaților sau rudelor lor. Sunt sigur că i-ar da bani dacă s-ar duce să vorbească cu ei, dar prostovanul nu are curaj. Alina a aflat tot. Poftim? Tot. Mi-a căutat prin dosarele alea, mi-a găsit chitanțe, mi-a găsit facturi, a aflat că eu eram aici când ziceam că sunt delegații. Bă, dar și tu, fraier, mă, să păstrezi tot. Eu să știu, mă, că o să cotrobăie prin dosarele mele. Până la urmă, cred că asta merit, să plătesc pentru tot ce am făcut.
Dacă te rog ceva, poți să-mi ții locul? Vreau să plec la spital, vreau să mă întorc. Orice, mai nu. Hai, du-te. Mersi mult. Pa. Alina nu reușește să dea de Ștefan până a doua zi, așa că hotărăște să descopere pe cont propriu ce se întâmplă. Am descoperit o adresă care apare în mai multe acte și pe care Ștefan a declarat-o ca adresa de reședință, dar nu e adresa noastră. După ce au petrecut toată noaptea la spital, Gabriela și Ștefan primesc în sfârșit niște vești bune. Am rezolvat. Până la finalul săptămânii o să o mute la clinica unde e doctorul nostru și o să opereze. Da? Da. Ce bine, și cu banii ai rezolvat? Da, lucrez la asta. Sigur? Da, da, da. Auzi, dar tu nu te duci la serviciu? Da, mă duc, dar vreau să o văd întâi, vreau să intru la ea. Știi ce? Să nu mai vii diseară. Hai că rămân eu aici. Du-te acasă și te culcă, da? Hai că ești obosit. Bine, o să văd. O să ies puțin acum, da? M-a sunat Alina de dimineață, dar aveam telefonul închis, fiindcă am tot umblat după doctori. Nu știu ce să-i zic. Nu pot să o las singură pe Gabriela tocmai acum și nici pe Daria. Alina îl caută pe Ștefan la birou, dar îl găsește doar pe Cătălin. Unde e? Nu știu. Cătălin, te rog, trebuie să vorbesc cu el. Înțelege că nu a venit astăzi la birou, nu știu unde este, s-a învoit. Păi și unde e atunci? Păi tu vezi că nu este aici? Dacă sună sau trece pe aici, spune, te rog, că-l caut. Ok, zic. Mamă, ce încurcătură. O să-l sun să-i spun că îl caută Alina. Să-l liniștească măcar. În încercarea de a-și găsi soțul, Alina ajunge la adresa găsită în hârtiile lui Ștefan. Pe Gabi o așteptați? Da, pe doamna Popescu. Sunteți prietena ei, nu? Cu Ștefan mai mult. Ah, cu Ștefan. Știți unde sunt? Da, cu aia mică. La spital. Cu aia mică? Da, da, fetița lor. Are probleme cu inima. Știți la ce spital? La urgență. Cred că la urgență. Mulțumesc. Da, la urgență. Apropiat spital din zonă, Alina o găsește pe marea sa rivală, Gabriela. Bună ziua! Bună ziua! Mi-a spus o asistentă că sunteți doamna Gabriela Popescu. Da, eu sunt. Ne cunoaștem? Mă numesc Alina Manole. Sunteți rudă cu Ștefan? Se poate spune și așa. Sunt soția lui. Cine? Sunt atât de obosită și de stresată încât nu-mi dau seama dacă ce se întâmplă e pe bune sau doar îmi imaginez. Suntem căsătoriți de aproape 7 ani. Nu înțeleg. Cum adică soția lui? Cu mine locuiește de 10 ani. Și călătorește foarte mult. Da, din cauza serviciului. Ștefan, unde e? E la serviciu. Am zis că vine mai târziu. Fetița dumneavoastră este și fetița lui? Da. Cu mine are un băiețel. Și de curând am aflat că sunt și însărcinată. Nu înțeleg. Nu cred. Nu înțeleg. Aproape că mi-a părut rău de Gabriela. Pe lângă necazul cu fetița se mai afle și asta. La întoarcerea la spital, Ștefan se confruntă cu o situație mai mult decât neașteptată. Alina, ce cauți aici? Nu te așteptai să mă vezi, nu? Ștefan, ce se întâmplă? Domnișoara zice că e soția ta când te-ai insulat. O să-ți explic. Vezi că ai cam mulți ani de explicat, Ștefan. Te rog, lasă-mă să-ți explic. Ștefan, ce să-mi explici? Că de 7 ani ai 2 familii, că ți-ai avut un joc de mine, de copilul nostru? Te rog, iartă-mă. Te rog, iartă-mă, din suflet, te rog. Nu te iert și vreau să divorțăm. Alina! Nu o să pot să-l iert niciodată pe Ștefan pentru ce ne-a făcut. Să-ți strângi lucrurile și să pleci de acasă. Nu să spun, dar n-am găsit momentul potrivit. De 7 ani nu l-ai găsit? Nu știu, ai dreptate, orice spune ai dreptate. Și de ce te-ai insurat cu ea și nu cu mine? Am făcut-o pentru Daria. După aia n-am putut să spun pentru că n-am vrut să te rănesc, că-s adevărul. Pleacă, nu vreau să te mai văd. Te rog frumos, pentru Daria. Nu mai există Daria pentru tine, n-a existat niciodată, pleacă! Ce?
Ce o să mă fac acum? Ce ne facem cu operația? Aveam nevoie de el. De ce s-a purtat așa cu mine și nu mi-a zis adevărul? Două zile mai târziu, Ștefan s-a mutat la Cătălin pentru o perioadă și încearcă în continuare disperat să facă rost de bani pentru operația Dariei. Băiatul, băiatul! Băiatul! Ce? Ia! Da? Ce e asta? Bani din cere! Băi, mersi, nu. Dacă n-ai avut curajul, m-am dus eu și l-am cerut în locul tău. Nu atât îți trebuiau? Ba da, dar... Ba da, dar, niciun dar. Am vorbit cu ele, am explicat care este situația și am zis că e ok. Împrumutul să știi că este fără dobândă și o să-ți rețină din salariul lunar. Nici nu o să-l simți că nu o să-l plătești. Băi, mersi mult. Mersi. M-ai salvat, serios. Ai mai vorbit cu vreuna din ele? Nu, n-am mai vorbit că nu vor să audă de mine. Uite, ca să mă duc la spital să o văd pe Daria, trebuie să mă duc pe furiș, că nu era acolo Gabriela. Am mutat-o la clinica de pediatrie? Nu, fiindcă n-aveam banii să o mutăm. Dar acum, dacă am banii, o mută și o operează și, băi, mersi mult! Nu m-ai salvat, serios, da. Mersi mult! Tu vorbește cu ele și lămurește lucrurile. Ai înțeles? Da, mă, dar nu cred că o să mă ierte niciodată, niciuna dintre ele, pentru că am greșit și... Asta este. Încercarea moarte n-are. Vezi? Și plin de vorbe mari. Hai. Băi, mersi mult. Te rog, liniștește-te, hai să vorbim normal. Ce să mai vorbim, Ștefan? Noi doi nu mai avem ce discuta. Ce cauți aici? Nu ți-ai să nu mai vii? Te-ai certat cu tati? Matei, gata cu întrebările. Hai să dormim. Alina e soția mea și vreau să fie soția mea și în continuare. Înțelegi că o iubesc? Mami plânge tot timpul. Matei vrea să facă avor. Ce? Nu! Ștefan duce o viață dublă, dar niciuna dintre familii nu știe de existența celeilalte. Evenimentele se precipită atunci când Alina, soția sa, rămâne însărcinată, iar Daria, fiica din cealaltă relație, are nevoie de o operație. Am fost astăzi la analizele Darii. Ce? Și sunt proaste. Ștefan, ce se întâmplă? Domnișoara zice că e soția ta când te-ai însurat. O să-ți explic. Vezi că ai cam mulți ani de explicat, Ștefan. Lasă-mă să-ți te rog. Puțin mai târziu, Ștefan merge la spital să o anunțe pe Gabriela că a găsit banii pentru operație. Ce cauți aici? Nu ți-ai zis să nu mai vii? Da, mi-ai zis, dar totuși ți-am promis că o să am grijă de fiica noastră. Ai promis multe. Da, am rezolvat, știi. Mâine o să o mute pe Daria la clinică și cel târziu poi mâine o operează. Ce? Cum? Da, am făcut un împrumut, nu puteam să o las să chinui. Doamne, nu cred. Da, am rezolvat. Cred că în viața mea n-am fost mai fericită. Orice mi-ar fi făcut mie cu Daria s-a purtat tot timpul exemplar. Am să te rog să-i dai asta Dariei. Să-i spui că n-am găsit o lună roz, dar că rozul e destul de ciudat și la animale. Să înțeleagă ea. De ce nu îi dai tu? Hai, ține un pic de vorbă. Oricum întreabă mereu de tine. Mă duc să-mi iau o cafea. Îmi urează mult. Bune? Mm-hmm. Mersi. A doua zi, Ștefan se duce să vorbească cu Alina. Vrea să o roage să-i mai dea o șansă. Alina nu e însă acasă. Bună. Ce faci, Matei? Hai să stai! Unde-ți e valiza? Valiza? N-am venit cu valiza data asta pentru că trebuie să plec înapoi. Tot timpul pleci, nu vrei să mai stai mă da. Stau, adică plec acum și mă întorc foarte repede, crede-mă. Te-ai certat cu mami? Cine ți-a zis așa ceva? Nimeni, dar mami plânge tot timpul. Matei, te rog frumos, mergi în camera ta și faci curat în jucării, da? Dar acum, dar a venit tati. Nu mai mergem în parc. Hai, ascultă pe Marina și uite, eu nu plec. Bine, mă duc, dar să nu pleci. Nu plec, uite, stau aici. Unde e? Ștefan, ce faci aici? Ce faci rău copilului? Unde e Alina? Unde e? Alina? Nu e acasă, Alina. Nu e acasă. Nu știu, sună, n-am chef de scandal. Ce scandal, mă? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Ștefan, te rog frumos, m-ai insistat, te rog să pleci. Știi că de obicei îți iau apărarea, dar de data asta chiar ai intrat cu măsura. Înțelegi că trebuie să vorbesc cu ea?
Alina e soția mea și vreau să fie soția mea și în continuare. Înțelegi că o iubesc? Da, o iubești. Că o iubeai, nu-ți bătești joc de ea. Se întoarce târziu? N-am știut ce să fac. Pe de o parte mă gândeam cât de tare o să se supere Alina, pe de altă parte mi-era milă de el. Așa că i-am zis totul. E la doctor. De ce? Ce are? Nu, e la ginecolog. Ce, s-a întâmplat ceva cu sarcina ei? Nu, e ok. Și atunci de ce s-a dus? Vrea să fac avort. Ce? Nu! La ce doctor e? Spune, la ce doctor e? Ștefan reușește să ajungă la timp la spital și să o oprească pe Alina să facă întreruperea de sarcină. N-aveai niciun drept să faci așa ceva. Am fix același drepturi ca și tine. Ți-ai pierdut drepturile în momentul în care ai hotărât să mai ai o familie. Te rog, liniștește-te, hai să vorbim normal. Ce să mai vorbim, Ștefan? Noi doi nu mai avem ce discuta. Alina, îți jur, doar pe tine te iubesc. Am rămas cu Gabriela doar pentru că n-am avut curaj să mă despart de ea. Daria era... Lasă-mă, Ștefan. Te rog, Alina, te rog din suflet. Stai puțin, tu nu mai, tu nu înțelegi că nu mă interesează? Puteai să-mi spui asta înainte să avem o familie, înainte să avem un copil. Dar ai preferat să-ți faci joc de noi. Așa nu e, e adevărat, e adevărat tot ce spui. Te rog, dă-mi ocazia să mă revanșez tot restul vieții, te Ștefan, rog. Ștefan, nu pot să mai am încredere în tine vreodată. Divorțăm. Alina, te rog. Nu pot să-l iert. N-are nicio scuză pentru ce a făcut, așa că mai bine divorțăm. Singurul lucru pentru care îi mulțumesc este însă că nu m-a lăsat să fac avortul. De dragul lui Matei, Alina încearcă să fie calmă și să păstreze aparențele, dar băiețelul tot întreabă de tatăl lui. Ție nu se somnă astăzi? Nu, sunt trist. De ce ești trist? Pentru că a venit tati azi și a plecat. Eu i-am spus să mai stea, dar a plecat. Nu avea treabă la serviciu. Mereu are treabă. Nu mai poate să stea măcar un pic cu noi. Gata, hai să facem nani pentru că mâine avem școală. Te-ai certat cu tati? Poate e gata cu întrebările. Hai să dormim. Când l-am auzit, mi-a venit să plâng. O să-l afecteze rău divorțul, dar nu pot să schimb nimic din ceea ce simt pentru Ștefan. Nu știu, poate cu timpul o să reușesc să-l iert, dar acum nici nu pot să-mi imaginez asta. Câteva luni mai târziu, sarcina Alinei se apropie de final, iar relația ei cu Ștefan s-a îmbunătățit. Încă nu l-a iertat, dar cei doi par să se apropie din nou. Bună! Bună! Matei? L-a dus Marina la un spectacol. Da? Voiam să ascult la locul de joacă. Să nu-i spui că o să se supere. Da? Nu-i nimic, îl duc mâine. Tu cum ești? De-abia aștept să nasc. Nu mai pot. Trebuie să ai răbdare. Oricum, să știi că stă foarte bine așa, graviduță. Îmi amintești de la prima sarcină. Ștefan. Mă, ce-am zis? Te rog. Ești, ești sexy așa. Ai, termină cu prostul. Ce zic, mie, dacă stai de vorbă. Au. Ce? Au. Ce? Doare. Mergem la spital? Au, da. Da? Mergem. Hai. Marina, sună. Să o sună, Marina, o sună valiza. Mașina. Ia valiza, Ștefan, e în camera mea pregătită. Da? Au! Alina aduce pe lume o fetiță sănătoasă și frumoasă. Ștefan, care a asistat la toată procedura, le aduce acasă. Uite ce frumoasă e! Seamănă cu mama ei. Da, e foarte frumoasă. Vii înăuntru? Să vin? Da! Cum crezi că o să mă descurc când Mateu o să vrea să-și cunoască surioara? Sunt încă confuză și nu-mi dau seama ce simt exact pentru Ștefan. În orice caz, eu mă bucur că m-a oprit atunci de la avort, pentru că fetița noastră este superbă. În fine, nu știu ce să fie mai departe, dar o luăm ușor. Am fost alături de ea în sala de operații. Nu mi-a dat drumul la mână nicio secundă. Mă bucur că măcar de data asta am putut să fiu alături de ea. Vreau să-i recâștig încrederea cu orice preț. Cu timpul, Alina și-a recâștigat încrederea în soțul ei și a dat voie să se întoarcă acasă.
Cu toate astea, Ștefan nu uită să-și viziteze și cealaltă fiică, care după o operație reușită trăiește o viață perfect normală alături de mama ei.